În urmă cu aproximativ 2 ani, locatarii cartierului Dumbrava 2 din municipiul Zalău ne-au solicitat pentru a face public faptul că cineva din primărie a dat acordul pentru a se monta antena unei telefonii mobile pe bloc, fără acordul oamenilor care locuiesc în zonă. Bineînțeles că cei care locuiesc în blocul respectiv nu au putut comenta pentru că sunt în chirie la primăria Zalău, însă vecinii care trăiesc alături au fost cei care au dat în judecată primăria Zalău și au câștigat. Așadar, antena de pe blocul C4 a fost demontată pe 16 februarie 2015 și oamenii speră să nu apară pe undeva în zonă o altă antenă montată fără acordul lor. Cum comentați faptul că se dă jos antena? Foarte bine fac. Foarte bine fac că e un pericol pentru noi aici. Foarte bine. Am înțeles că a fost proces. Așa am auzit și eu cu vecinii, că noi nu putem face nimic, că nu e a noastră aici, noi stăm în chirie. Și zice că îi radiază, e pericol, păi se îmbolnăvesc. Să